Ce puteți face cu apa asta? Curge un firicel de apă. Acum totul e presiune, dar dimineața nu e deloc. Și ce faceți? Da. Nu pot să-mi explic. Cum faceți un duș? Un duș? Noaptea. În cartierul Schela, de la începutul verii, la robinetele oamenilor, apa are presiune redusă. Locuitorii de aici se plâng că abia își pot face un duș cu apa de la rețeaua publică. Situația este critică, mai ales în Schela Nouă. La mine avem presiunea care cât de cât curge, cum vedeți. Dar în Schela sus, pe de la bulevardul, sub bulevardul Vârcelovei, firicel de apă curge. Și la baie și la bucătărie merge foarte încet. Foarte încet și e caldă, după ce o plătim aproape 50.000 metri pe cub. Foarte greu merge cu apa. Să nu mai zic de străzi. Ați văzut și noastră. Om primar tot zice că face, aici în Schela n-a făcut nimic. De când apa curge cu presiune redusă, oamenii nu mai pot folosi nici măcar mașinile de spălat. Mașina de spălat se oprește din cauza apei, dușul la baie nici atât, nu e presiune, de băut nici nu mai zic. E foarte caldă și miroase foarte rău. De unde luați apă? La izvor de jos. Punem găleata, stăm lângă ea să adune multă apă, ne spălăm la baie, nu are presiune, că nu urcă, avem baie în casă și nu urcă și de-abia ne spălăm. Reprezentanții SECOM susțin că în rețeaua principală apa are presiune optimă, dar că se pierde pe parcurs până la casele oamenilor din cauza celor care s-au branșat ilegal la conducta de apă. Probabil sunt consumuri ilegale de pe conducta de apă. Noi, la ora actuală, avem o presiune, lucrăm cu o presiune crescută și nu sunt afectați la ora actuală locuitorii. Am primit și eu câteva telefoane și acum au presiune la apă. Am crescut puțin presiunea consumului de peste 180 de metri cube pe oră pe acea conductă. Zilele acestea, reprezentanții SECOM vor face controle pentru a-i identifica pe cei care s-au legat ilegal la conducta de apă potabilă de la Schela.